Bună, eu sunt Renat. Iar astăzi vom vorbi despre egalitate și dreptate, evoluția ideii de dreptate. De obicei, folosim termenul dreptate pentru a ne referi la reparație, justiție. În sens larg, dreptatea constă în reglarea și corectarea relațiilor dintre oameni. De regulă, asociem termenului și ideea de bine, de pildă atunci când spune că s-a făcut dreptate, că legea este dreaptă sau nedreaptă, etc. În general, dreptatea este considerată una dintre trăsăturile fundamentale ale unei societăți bune. Unii văd în aceasta chiar virtutea politică, aflată în baza celorlalte virtuții, sau care le condiționează. Sensul primar al dreptății se referă la modul în care indivizii sunt tratați în societate de către ceilalți indivizi sau de societate în ansamblu. În acest caz, dreptatea vizează realizarea unui ideal de moralitate în viața socială. Pornind de la intuiția generală, potrivit căreia dreptatea înseamnă a da fiecăruia ceea ce îi se cuvine și distingând apoi între ceea ce îi se cuvine ca merit și ceea ce îi se cuvine ca răsplată, putem deosebi două forme fundamentale ale dreptății. A. Dreptatea distributivă, ale cărei reguli impun un anumit mod de distribuire sau împărținea bunurilor în sens larg. Și B. Dreptatea retributivă sau dreptatea bazată pe recompensă sau și pedeapsă. Pe lângă acestea, se poate vorbi și de dreptatea corectivă sau reparatorie, ale cărei reguli urmăresc restabilirea, cât mai mult posibil, a unei stări de drept care a fost încălcată, fie în cazul distribuirii bunurilor, fie în cazul pedepselor sau recompenselor. În oricare dintre aceste sensuri, dreptatea poate fi înțeleasă ca dreptate procedurală, aplicarea acelorași proceduri legale, indiferent de contextul concret sau de persoane, rang, situație, etc. În ceea ce privește dreptatea distributivă, în loc ca parte la teoriile dreptății sociale, care oferă diferite criterii pentru realizarea unei distribuiri corecte. În filozofia greacă, prin Platon și Aristotel, au fost elaborate cele mai importante teorii clasice despre dreptate, ambele analizând dreptatea în primul rând din perspectiva relației cu viața socială, ca virtute fundamentală a acesteia. Filozofia modernă teoretizează dreptatea, mai ales din perspectiva relației, cu normele moralității și a relației cu regulile juridice. Respectarea acestora condiționează existența dreptății și, în caz contrar, încălcarea lor atrage sancțiunea, care, în funcție de caz, poate fi chiar sub forma pedepsei penale. Pentru mulți gânditori moderni, John Locke, Thomas Hobbes, Immanuel Kant și alții, sursa dreptății rezidă în drepturile naturale ale omului, în virtutea cărora orice om este îndreptățit să îi se facă dreptate. În acest mod, filozofia modernă readuce în atenție ideea dreptății ca egalitate. Jean-Jacques Rousseau consideră însă cum are simțul născut al dreptății și virtuții, prin care judecă moralitatea sa și a semenilor. Dacă dreptatea ar fi prin natura ei doar o convenție, o creație pur morală, folosită de gândire, atunci ar fi iluzorie. Omul drept trebuie să respecte și să aplice preceptele legii naturale, iar principiul dreptății este iubirea de oameni, derivată din iubirea de sine. În altă ordine de idei, odată cunoașterea ideii de dreptate socială, începând cu secolul al XIX-lea, se produce o reorientare în teoria dreptății. Pe de o parte se revine la ideea dreptății ca merit și răsplată, pe de altă parte se dezvoltă ideea dreptății în funcție de nevoi. În primul caz, dreptatea presupune că inegalitățile sunt drepte, atât timp cât meritul, modul în care își folosește corect șansa subiectivă, constituie criteriul dreptății. Concepțiile fundamentale
pe ideea de nevoie, au cunoscut două variante. Una mai radicală, susținută de comuniști, potrivit căreia societatea trebuie să asigure toate nevoile indivizilor, și una mai precaută, la modul în Occident, care îmbine nevoile și meritele. Unele bunuri trebuie să fie distribuite în funcție de merit, altele în funcție de nevoie. Principalele obiecții aduse această perspectivă asupra dreptății vizează modul în care meritele și nevoile pot fi identificate și evaluate în practică. John Rawls, Friedrich Hayek și Robert Nozick au propus teorii alternative la teoria dreptății sociale. Rawls dezvoltă o teorie în care consideră că inegalitățile sunt drepte doar dacă accesul la funcții și posturi este garantat și deschis tuturor, în avantajul tuturor. În caz contrar, inegalitățile fiind arbitrare, sunt nedrepte. Ideea este aceea că inegalitățile în alocarea bunurilor pot fi admise dacă sunt în folosul celor mai dezavantajați membrii societății. Pentru Hayek, dreptatea trebuie corelată în mod necesar cu principiul egalității șanselor. Oamenii trebuie să fie egali în ceea ce privesc șansele obiective care țin de ansamblul societății, chiar dacă ei sunt inegali sub raportul celor subiective, care țin de aptitudine și trăsăturilor particulare. Nozick critică ideea de dreptate socială, argumentând că în cadrul statului minimal, dreptatea înseamnă dreptul la proprietate, bazat pe garantarea, întemeiat legal, a drepturilor statornicite. Aș dori să închei cu un citat din Maurice Maeterlinck, care spune în felul următor: a săvârși o nedreptate pentru a obține o puțină glorie sau pentru a o salva pe aceea pe care o avem, înseamnă a recunoaște că nu e posibil să merităm ceea ce dorim sau ceea ce posedăm. Pe mine a fost Renat. Lecția de astăzi se sfârșește aici, iar până duminica viitoare, nu am bine.